Aceste întâlniri cu reprezentanții ai mediului de afaceri vor fi organizate pentru că antreprenorii se confruntă cu foarte multe probleme și mulți dintre ei au ajuns deja în blocaj. La nivel județean am observat în ultima perioadă frământările oamenilor de afaceri din județul Suceava, oameni care în mare majoritate se află în pragul falimentului sau se află pe muchie de cuțit în ceea ce privește dezvoltarea viitoare a afacerii și capacitatea lor de a menține locurile de muncă pe care și așa le-au fărâmițat de-a lungul timpului. Că după 4 ani de permanentă recesiune și criză, toți acești întreprinzători din județul Suceava, care de fapt reprezintă forța economică a acestui județ, capacitatea județului de a acumula impozite și taxe și capacitatea județului de a da locuri de muncă private, reprezintă o importanță deosebită pentru mine și pentru conducerea Consiliului Județean, pentru Partidul Național Liberal, pentru Partidul Social Democrat și Partidul Conservator. Consider absolut necesare aceste întâlniri cu oamenii de afaceri, pe fiecare segment de lucru, pentru a putea apoi trage concluzii și a lua măsuri în vederea salvării economiei private a județului Suceava. Întâlnirile vor fi organizate pe domenii de activitate, de la agricultură la servicii și turism. Concluziile dezbaterilor cu oamenii de afaceri vor fi cuprinse într-un raport și, în funcție de natura lor, vor ajunge pe masa de lucru a ministerelor sau la guvern. Vom stabili o dată, undeva probabil la sfârșitul lunii acestea, când vom începe discuții pe zone și grupe de activități, iar după aceea să începem să luăm măsuri atât cât ne permite legea și atribuțiile Consiliului Județean în acest sens. Cel mai important demers acceptat și de partenerii străini de la FMI și Comisia Europeană este acela de a plăti TVA la momentul încasării facturii. Acest lucru va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2012 și este o măsură apreciată deja de mediul de afaceri.